Preamăriți să fie Domnul! Amin. Și noi să lăudăm întotdeauna pe Dumnezeul care merită lauda, cinstea, gloria și onoarea, așa cum merită Dumnezeu să fie lăudat de noi. În această seară, dragii mei, continuăm să studiem acest titlu, acest mesaj, care l-am început cu ceva timp în urmă, a treia sesiune, vorbind despre pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Am văzut visul unui om care mergând în Egipt și-a făcut un tipar vis-a-vis -vis de ce ar vrea să vadă în viață. Am văzut emigrarea lui în Sodoma. Am văzut complicațiile care s-au întâmplat acolo. Faptul că și-a pierdut perspectiva vis-a-vis -vis de ceea ce a vrut Dumnezeu. Faptul că a pierdut anumite repere care le avea vis-a-vis -vis de viața lui. Și acum am vrea să vedem în această seară că mai există un pericol care se poate întâmpla atunci când trăiești în Sodoma, pericolul de a-ți pierde copiii și vrem să explorăm împreună al Domnului Cuvânt ca să înțelegem cum să ne apărăm de astfel de situații. O familie din adunarea noastră mersese la altă familie să le facă o vizită. Copilul gazdei unde au ajuns ei nu se simțea bine, o răceală, nimic a ieșit din comun. Când au plecat acasă această familie, un copilașul care fusese acum în vizită îi spune tatălui său să știi că va fi bine copilul de acum. Și tatăl întreabă, cum știe asta? Va fi bine că i-am făcut ungerea cu un de lemn și o să fie bine de acum. Copiii învățând din contextul familial că noi când suntem bolnavi ne rugăm unii pentru alții, când au înțeles că atunci când apar o situație mai complexă se face ungerea cu un de lemn, așa a operat că așa e normal. Cum i-a făcut ungerea cu un de lemn, numai el știe, dar i-a făcut ungerea cu un de lemn. Și, dragii mei, asta nouă ne spune ceva foarte profund vis-a-vis -vis de felul în care copiii noștri cresc în familie. Învață enorm de mult de la noi. În primii ani de viață învață mai mult prin experimentare și prin imitare decât prin instrucție directă. Dacă noi le spunem să facă multe lucruri, nu prea le percep ei, dar în modul în care imită ceea ce văd la noi, vor învăța și vor copia foarte mult din tabieturile vieții noastre. De aceea, la un moment dat, spunea o întâmplare reală, că un păstor mesese într-o vizită pastorală într-o familie și stând la masă împreună cu familia, băiețelul mai mic din familie îl studia foarte atent și tot se întorcea dintr-o parte în alta, la care la moment, păstorul îi întreabă, dar ce cauți, la ce te uiți? Zicea, frate, îți caut a doua față, că mama tot timpul spune că tu ai două fețe și nu văd unde e a doua față. Ei observă, aud, imită, prind ceea ce noi vorbim, ceea ce noi facem, copiază și exact la fel ca și noi, vor face și ei. Că este bine sau că nu este bine, aceste lucruri se impregnează în inima și în mintea lor și crescând mari aceste lucruri vreau să vă spun că vor fi și în viața lor copiate. Mai este un aspect. Să știți că în generația asta mai modernă, ceea ce se pune preț foarte mult din partea lor este autenticitatea. Noi avem acel simț în care ne dăm seama când cineva este cu adevărat autentic împreună cu noi sau numai e politicos împreună cu noi. Dacă îți spune bună ziua și pacea Domnului așa într-un mod ca să știi că e și el politicos sau dacă spune autentic, chiar bucuros să te vadă, o vezi și simți. Și dacă nu există autenticitate între ele noastre cu Dumnezeu, întotdeauna va fi observată de ei. Și vreau să vă spun că ce facem noi, vor face și ei. Aș vrea să fac aici o remarcă vis-a-vis -vis de persoanele, copilor noștri, ca să înțelegem gravitatea acestui mesaj. În Ezechiel, în capitolul 18, cu versetul 4, Domnul spune astfel: Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum este Sufletul Fiului, este al meu, tot așa este și Sufletul Tatălui, este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că toate, toate, absolut toate Sufletele sunt ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă că copiii noștri nu sunt copiii noștri. Ei sunt sufletele lui Dumnezeu. Prin definiția relațiilor interumane, sigur, relația noastră cu ei sunt de părinți copii. Sunt copii care noi i-am primit. Dar nu uitați, ei nu sunt ai noștri. Ei sunt a lui Dumnezeu și noi suntem doar responsabili să-i creștem, să-i învățăm ca să devină suflete responsabile în fața Domnului. Ei sunt sufletele lui Dumnezeu împreună cu noi. Totodată, aceste suflete, dragii mei, nouă ni s-au dat în îngrijire. Noi nu avem drept, dacă vreți, absolut asupra copiilor noștri, ci ei sunt a lui Dumnezeu și noi suntem responsabili să-i creștem. Spune astfel în Isaia 8 cu 18. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni. Copiii noștri, sigur, sunt primiți de noi dar îi vin, dacă vreți, din partea lui Dumnezeu. Sunt o minune a lui Dumnezeu și, prin urmare, ni s dat pentru un prumut. Un timp în care să-i creștem, să vegem asupra lor, pentru că vine o zi când ei trebuie să întâlnească cu Dumnezeu, iar când vom ajunge în fața Domnului, ascultați-mă bine, fiecare va da socoteală în fața lui Dumnezeu. Young people, when you get to the throne of God, your parents will not answer for you. The pastor will not answer for you. Those around you will not answer for you. You have to answer for yourself. Fiecare va da socoteală în fața lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili să creștem, dar responsabilitatea ascultării cade pe umărul fiecăruia dintre noi. Mai apoi vorbim despre faptul că un copil are un caracter brut încă de la început, care trebuie foarte bine și mult și cu greu Modelat. Spune proverbul 22 cu versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului. Inevitabil aceste tabieturi ale personalității, ale temperamentului sunt înnăscute. Și crescând copilul mare, acele tabieturi ies la suprafață. Acele feluri de comportament se identifică. Și acum spune mai departe înțeleptul. Dar nu iau acertării o va dezlipi de el. Este nevoie de corectare, de învățare, de educare. Apostolul Pavel spunea, creșteți copiii în învățătura și în mustrarea Domnului, ca ei să crească astfel, cunoscând pe Domnul, iubind pe Domnul. Suntem responsabili să îi învățăm. Și nu uitați, Tehnica creșterii copiilor nu este așa de simplă pe cum credem, poate noi românii. Noi avem așa o expresie foarte ușoară, care o folosim la orice nevoie, lingura de lemn. Aia soluționează orice problemă, nu soluționează orice problemă. Sunt situații în care este nevoie de o disciplină mai riguroasă. Sunt situații în care necesită o lumină de sus în a aborda un subiect, în a lucra, pentru a nu închide inima unui copil față de părinte și mai apoi să se răcească, să se îndepărteze și să plece de lângă tine. Este nevoie de lumină multă de la Dumnezeu. Și aici o spune ca și părinte și ca și părinți, Doamne, dă înțelepciune. Avem nevoie de multă, multă, multă înțelepciune. Și dacă cineva crede că știe mult, încă mai încape să mai învățăm, Doamne, ajută la aceasta. Ei, dragii mei, riscul mare este că, deși învățătura poate fi bună din partea unui părinte. Practica să nu fie potrivită. Cu toate că ceea ce noi verbalizăm, spunem, este corect, s-ar putea ca trăirea noastră să nu se identifice cu ceea ce noi vorbim. Și aici riscăm să ne pierdem copiii. Avem noi o expresie, teoria ca teorie, dar practica ne omoară. Știm tare bine că suntem foarte buni în expresie și în cuvinte. Când e vorba de a da sfaturi, toți suntem experți, dar când este vorba pune în practică, s-ar putea acolo să ne fie un pic mai greu. Și din cauza aceea, dragii mei, felul în care noi trăim practic creștinismul, viața noastră cu Dumnezeu, va dovedi mai mult copilor noștri decât multe lecții care noi le putem da prin cuvintele noastre. Nu spunem că nu e nevoie de învățătură, dar dacă nu trăim, îi vai de noi. Și mai mult, dragii mei, în timp s-a dovedit că multe familii unde învățătura a fost bună, dar n-au fost practicate, ci a fost duplicitate în trăire, au ajuns la mari traume și la mari crize. Nu uitați că întotdeauna fiecare este responsabil. Un copil crește mare, este un suflet de sine stătător. Va trebui să facă decizii. Nu sunt de acord cu atacul asupra unui părinte pentru că un copil la un moment dat în viață a făcut decizii eronate. Pentru că nu uitați, fiecare își face deciziile lui și dacă a fost învățat bine acasă, la un moment dat în viață, va trebui el să decidă. În schimb, este regula că toți avem responsabilitatea să-i creștem în învățătura și în mustrarea Domnului. Dacă asta se face mai târziu, cu harul Domnului și cu mila sa, rezultatele se pot vedea. Încă o dată zic Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. E bine, aș vrea să observăm mediul familiei lui Lot. Vorbim despre pierderea copiilor, o posibilă pierdere în contextul familiei care trăiește în Sodoma. Ca și Lot și noi am venit dorind o viață mai bună, am căutat un trai mai bun și am venit în țara aceasta cu libertate, cu mai multe oportunități ca să avem o viață mult mai bună pentru noi și copiii noștri. Unul din riscurile noastre, dragii mei, este să ne pierdem copiii în țara aceasta de lux cu foarte multe oportunități. Vreau să remarcăm câteva aspecte din familia lui Lot. În primul rând este remarcat faptul că Lot acesta, cu toate că trăia într-un context groaznic, Omul acesta avea un caracter neprihănit. Sigur, anumite aspecte din viața lui au fost dubioase, dar avea un caracter neprihănit. Ne spune Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 8, în ultimul mesaj, vom studia acest pasaj. Căci neprihănitul acesta, Lot, care-și locuia în mijlocul lor, își chinuia sufletul în toate zilele lui neprihănit. Observați, dragii mei, că omul acesta era numit neprihănit de Apostolul Petru. Deci, prin urmare, am spune, era neprihănit. Asta înseamnă, dragii mei, că avea un caracter nobil, măcar că anumite lucruri în practică erau o problemă la el. De bună oară observăm caracterul în ospitalitatea lui. Când au venit acești doi îngeri la el, a fost primul care a vrut să ia în casa lui. Mai mult în felul în care a sărit să-i protejeze când au fost atacați și când era un risc iminent. El s-a interpus între ei, a încercat să medieze și a găsit soluții neortodoxe, dar, de de -ar, dar soluții. Ca să scape oamenii aceștia. Mai mult, omul acesta a încercat să oprească nebunia celor din Sodoma. Fraților, nu faceți așa ceva. Nu se cade, nu se cuvine. Practica umană nu dă voie deosebit arată că omul acesta avea un caracter neprihănit și un factor care poate nu ne gândim mult la el, dar pe mine mă surprinde în Sodoma și în Gomora în cetatea cea mai perversă, care revin să spun și în această seară, oamenii aceștia practicau necurățile în stradă, oameni buni, nu în casă nu undeva în dormitor în stradă, în public, așa se manifestau, într-o astfel de societate depravată, Lot are două fete fecioare Aia spune mult. Are două fete care și-au păstrat curăția. Aia înseamnă că Lot avea ceva în el din neprihănirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există o mare discrepanță între neprihănirea lui Lot, trăită personal și interiorizată că el era neprihănit și practica aparentă neexteriorizată a neprihănirii sale în deciziile lui. Observați împreună cu mine alege de bunăvoie să se mute în Sodoma, când știa că în Sodoma sunt probleme. Ne spune în Geneza 13 cu versetul 13, oamenii din Sodoma erau răi și în afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Deja conceptul de Domnul era existent, pentru că Avram deja avea o relație cu Dumnezeu. Și când Lot decide să se mute în câmpia Iordanului, în Sodoma și în Gomora, următorul verset spune, oamenii aceștia erau un cale afară de răi, se știa, mergea vestea, erau probleme. Și cu toate acestea, Lot spune, business oferta care mi se dă, e mult mai mare decât riscul care, care îl pretind acești oameni răi. Cumva, cumva vom face să nu avem probleme. Cu toate că știa că sunt oameni răi, cu toate că știa că sunt practici imorale, necurate, a decis de bunăvoie să meargă mai departe. Mai mult, realizând starea acestor oameni, alege să se integreze în societate. Ultima oară spuneam că era un proces în care ajunge aici, de la aș pune cortul până la Sodoma, apoi a intra în Sodoma, apoi aș face casă în Sodoma și a fi identificat cu cultura din Sodoma. Omul acesta alege de bunăvoie, cu toate că vede ce se întâmplă, să meargă un pic mai departe mai mult nu observă semnalele care Dumnezeu le trimite pentru el în Geneza 14 cu versetul 13, hai 12 au luat și pe lot fratelul, fratelui, fiul fratelui lui Avram care lucrea în Sodoma, au luat și averile lui și au plecat aici vin cei cinci împărați care bat, care bat pe cei patru și iau o și pe toți oamenii aceștia și observați acum, vine Avram, evreul care se luptă împotriva lor îi recapătă pe toți și spune în versetul 16, au adus înapoi toate bogățiile, au luat înapoi și pe fratele său lor cu averile lui, precum și pe femei și în rodul. Și când vede Lot că Avram intervine, Avram cu 318 persoane, nu știu ce armată a venit împotriva acestor oameni la Sodoma și Gomora, dar Avram cu o armată nesemnificativă a reușit să biruie acești împărați mari a unor regiuni imense. Și când vede Lot această biruință, ar fi trebuit să-și pună întrebarea, Păi cum de unchiu au reușit așa ceva? Cum de Dumnezeu l-a ajutat? Se pare că Dumnezeul la lui, cu altarele lui, îi ceva cu el, îi o realitate acolo. Și Lot, în loc să decide în ziua aia, Avrame, rămân cu tine împreună, Lot pleacă exact înapoi în Sodoma. A fost scăpat de la moarte, a ieșit biruitor, și în loc să-și dea seama că e un pericol mare, merge exact înapoi în Sodoma. Și mai mult, cu toate că își dea dă seama de pericol, dragii mei, nu doar că merge înapoi, se integrează mai tare. Întrucât când îl găsim în Geneza 19 la început, este acum la poarta cetății, identificat împreună cu ei și are casă construită în Sodoma. Omul acesta neprihănit avea o învățătură bună, dar o practică care lăsa foarte mult de dorit aș vrea să mai observăm un punct culminant al integrării lui Lot în Sodoma. Bine, bine, și au făcut casa, avea business, făcea comerț, era în stock market. Bun, au reușit să se și integreze împreună cu ei. Toate astea au fost cum au fost. Dar punctul cel mai culminant a fost faptul că omul acesta a fost dispus să-și căsătorească fetele în Sodoma. Ascultați versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Acum am 14. Lot a ieșit, a vorbit cu ginerii săi. Acum, ginerii săi aici înseamnă că oamenii aceștia ceruseră fetele în căsătorie. Expresia originală ebraică, de fapt, înseamnă ginerii care cerusă pe fetele sale. Încă nu arta că erau încă căsătorite, de aceea încă sunt fecioare. Nu le un alt set de copii, ci astea două erau fetele lui și acești gineri aveau să-i devină gineri prin căsătorie. Încă nu erau acolo. Aș vrea acum, în schimb, să observați ceva important vis a -vis de aceste persoane, ginerii săi. Ne spune în versetul 4, dar nu se culcaseră încă și oamenii în cetate, bărbații din Sodoma, ascultați bine, tineri și bătrâni au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Cea mai naturală înțelegere a expresiei originale în traduceri în română este că tot norodul a venit. Toată cetatea, toți bărbații din cetate au venit la casă lui Lot. Nu cred că putem percepe noi ce necurăție, ce nivel de cădere era în Sodoma. Om spune noi că noi trăim în Sodoma acum, în Canada, în America, vai de ei, uite și tu câtă mizerie pe stradă. N-avem noi idee ce însemna Sodoma. Toată cetatea, toți bărbații au venit la casa lui Lot. Lot intervine acum încercând să-i oprească, să nu intre în casa lui, să nu ia pe musafirii lui și ne spune că acești îngeri l-au tras pe Lot înăuntru în casă, au încuiat ușa, iar pe oameni de afară i-au lovit cu orbire. Și acum ascultați foarte bine încă o versetul 14. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi. Unde a ieșit Lot? Afară. Unde? la mulțime de afară, printre care se numărau ginerii lui Lot. Este cea mai naturală citirea acestui text, la mei. Din casă unde erau, în asalt, Lot iese afară, toți fiind orbiți, n-a fost lovit ei, că altfel îl mâncau de viu, și acum merge către ginerii lui, găsește și le comunică mesajul să iasă din cetate. Dragii mei, înțelegem profunzimea problemei lui Lot? Atât de integrat devenise, încât a fost în stare să-și dea fetele în logodnă cu bărbați sodomiți care aveau aceleași practici cu toți din cetate. Ajunsese până într-un nivel de conectare, de identificare, în care am fi spus că la ora actuală era irreversibil ceea ce se întâmpla. Fac aici o remarcă. Nu vorbim despre problema unei etnii, că mult de multe ori se pune întrebarea are voie un român să se căsătorească cu un canadian, american, african, ce vreți dumneavoastră? Nu este vorba aici de etnie, că se căstruiesc două etnie între ele. Nu asta e problema. Mai bine ar fi fiecare în poporul său, că ne știm tabieturile, mâncăm aceeași mâncare, tu iarna vrei să mânci răcituri și salam și sarmale și ăla vrea să mănânci, eu știu, o altă mâncare. Nu chiar merge bine. Dar nu e problema de etnie. Problema este de cultură spirituală. De aceea spune Domnul, ce legătură este între cei care sunt în lume și cei care sunt în biserică între Hristos și Belial, între lumină și între întuneric, între cei credincioși și cei necredincioși. Nu vă jugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Zicea cineva foarte bine ca observație. Când tu te căsătorești cu o persoană din lume, tata tău e Dumnezeu, că așa spune Biblia, noi suntem fii al lui Dumnezeu. Tata pe acele persoane cine este? Diavolul. Că toată lumea zace în cel rău. Și-l ai de socru pe diavolul. Și nu cred că vrei să vină la tine la Crăciun, diavolul. E mare problemă. Mai mult, când ai acum de o problemă, când apare un conflict în familie, el vine acum frustrat și spune frazele, ajutați-mă că uite, nu mă ascultă. Dar ea nu e de-a noastră. Ea nu e nici măcar din sfera spirituală. La care autoritate spirituală să apelez? Că nu este sub autoritatea mea. Nu ascultă de Domnul. La cine să mă duc? Aș pune întrebarea. Cine te a pus să mergi cu cineva din lume? Aici este problema cu aceste căsătorii. Identificarea lui Lot cu oamenii aceștia a ajuns până într-acolo încât era gata să se încuscrească împreună cu sodomiții. Acum, dragii mei, observăm dinamica relațională a lui Lot cu generația mai tânără, cu cei din jurul său, ca să înțelegem apoi care sunt pericolele și cum ajungem să ne pierdem copiii atunci când trăim în sodoma. În primul rând. Observați că Lot era foarte glumeț. Ne spune în versetul 14. A zis ginerilor săi, sculați-vă, a zis el, ieșiți în locul acesta, că Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Sintagma glumește înseamnă că făcea comedie. Precum ar fi un bufon la un împărat care face multă joacă ca să-l că pe împărat, asta înseamnă că el glumește. Lot avea un caracter, o personalitate extrem de glumiață. Dar nu ar glumeață așa să descrețim frunțile. Pur și simplu mergea peste limită. Omul acesta îi plăcea să identificase cu ei până într-acolo, încât și în glumele lor intrase în sfera lor. Și din cauza aceea, omul acesta pierduse capacitatea să fie vretnic de credință. Când la auzeai vorbind, nu știi sigur, vorbește lot serios sau îi doar o glumă sarcastică, nu ne dăm seama. Era o problemă de comportament în relaționare și oamenii nu-l mai luau în serios. Gândiți-vă la ce spune lot, Dumnezeu are să nimicească cetatea. Și ei spun, asta e glumă, asta e comedia lui Lot, aia ca și -a lui Dante, cu infernul, asta nu există, Dumnezeu nu există. Și pentru că Lot era un glumeț, nu l-au luat în serios caracterul nostru, felul în care ne comportăm, dinamica noastră relațională spune mult despre noi. România au o expresie care nu-mi să spun la învon, dar de multe ori gura noastră ne strică, dragii mei. Gura noastră ne încurcă. Putem să fim noi oameni buni, de calibru, de valoare, dar felul în care vorbim, în care ne comportăm, va face oamenii să fugă de noi. Lot era un om prea glumeț, nu-i bine. Îi bine să fii amicabil. Să fii amabil, să fii în stare să spui câte un cuvânt, așa în care să descrețești fruntea cu gust, în, fără a face uh, glume proaste. Dar când ajungi un bufon, când ajungi un om de care oamenii pur și simplu își bat joc acum, ai o mare problemă. Asta înseamnă un caracter care nu este select. Cu toate că Lot avea o învățătură bună, învăța copiii bine, Lot acesta, din nefericire, nu practica dinamica care o predica el. doi. Omul acesta are cuvinte prietenoase pentru oamenii care sunt în lume. Versetul 7 din capitolul 19. Le-a zis, fraților, vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Mă, oameni buni, o venit toată cetatea, tineri și bătrâni, toți bărbații au venit să violeze doi oameni. Și nu numai atâta, să-i omoare. Pentru că observați ce spune în versetul uh, 8 Omul acesta, în versetul 9, i-au strigat pleacă și au zis Omul acesta a venit să locuiască aici ca străin Și acum vrea să facă pe judecătorul Acum ascultați bine, că unii spun Nu-i vorba de homosexualitate Asta e interpretarea creștinilor De fapt, sudumiții numai n-au fost ospitalieri Ascultați bine acum Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor Nu știu ce înseamnă mai rău decât lor dar vă spun sincer că nu înseamnă nici ospitalitate, nici clătite, nici altceva. Clar e vorba despre o agresivitate și violență profundă. Asta practicau oamenii aceștia. Și la oameni care practică așa ceva, lor le spune, fraților, poate îi prietenești, încearcă să fie un pic mai amicabil, să-l înțeleagă. Nici nu ne permitem astfel de cuvinte cu oameni care au trecut peste făgașul normalității. Nu vorbim despre agresivitate, ură sau altceva, dar dragii mei, nu ne putem identifica împreună cu păcatul. Recent a început un scandal foarte mare în America, în sfera noastră evanghelică, în cultul Baptist în partea de sud. Un păstorii renumiți, un predicator extraordinar, cu o învățătură foarte bună, a fost întrebat o întrebare care a răspuns într-un mod destul de nepotrivit. Și cei care au colegii săi, care sunt la fel păstori echilibrați, oameni foarte cuminți și extrem de conservatori, au sărit ca arși, a spune eu pe bună dreptate. Întrebarea era dacă bunica ar avea voie să meargă la nunta nepotului care se căsătorește cu o persoană transgender, care, de exemplu, e fată, de fapt era băiat, acum e fată, și acum întrebarea a fost pusă astfel. El a răspuns că da. A dat niște clarificări, dar asta a fost înțelegerea lui. Mulți au rămas perplex. Și Cum mai putea să spui așa ceva când e vorba despre ceva așa de fundamental? Dragii mei, între noi și lume, între noi și tabieturile lumii acesteia, nu există absolut nimic în comun. Și când e vorba de a, de a participa în petrecerile lor, în jocurile lor, în tabieturile vremii acesteia, noi n-avem ce participa să ne ferim că suntem un Povor sfânt al Lui Dumnezeu, dragii mei, și să fim sfinți în toată purtarea noastră. Revin! a evangeliza, a vorbi cu oameni, a chema pe oameni, e normal, trebuie. Suntem în stare să ne coborâm oricât de jos ca să ridicăm pe oricine. Dar a ne da consimțământul că suntem de acord cu practicii morale, când știm bine că Biblia le condamnă, încălcăm flagrant ceea ce noi predicăm. Și apoi să nu ne mirăm ca noștri copii să si uită la noi foarte ciudat. Am crezut că ai spus că e păcat. Cum de ai făcut? Că e exact cineva pe noi făcând, aia vor să facă și ei. 3. Este o confuzie personală în exteriorizarea sa. Observați ce ne spune acum în versetul 16. Și fiindcă Lot zăbovea, îngerii au spus, avem să nimincim cetatea. Și Lot, în loc să spună, vai de mine, repede, împachetăm, hai Marie, să ieșim afară, Lot, Zăbovește, așteaptă, dărăgânează. Cum zicem în engleză, he's dragging his feet. Nu vrea să iasă din casă. Și zice mai departe, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână, l-au scos forțat din casă. Acum gândiți-vă. Merge Lot cu astfel de atitudine, în care nici el nu-i sigur dacă e real, și le spune la generii săi, auzi, ăștia doi care au venit au spus că Dumnezeu vrea să ne omoare pe toți și trebuie să plecăm. Nu știu dacă e reală informația, dacă e falsă, dacă e false news, fake news, dar cert e ca să nu i-o spus. Normal că o crezut că glumește, pentru că nici el personal nu credea realmente realitatea acestei expresii. Asta înseamnă că este o confuzie în exteriorizarea personală a înțelegerii noastre. E Sfânt Dumnezeu. Dar eu nu trăiesc ca un Sfânt. Mă, e drept că aș zice, aici strică, e Sfânt Dumnezeu. Dar în sfera mea personală, când mă exteriorizez, mă comport ca și cum Dumnezeu nu-i sfânt. Nu-i voie să bem dacă când sunt pe lângă alții, îmi permit. Că acum, ce să faci? Că ăsta e contextul vremii. Asta înseamnă o confuzie în înțelegerea și practica personală. Ori e sfânt Dumnezeu și e sfânt poporul său, ori nu e sfânt Dumnezeu și nu e sfânt poporul. Sau e sfânt Dumnezeu și poporul a uitat ce înseamnă sfințenia Domnului. Nu se poate îmbina și una și alta. Dacă e sfânt Domnul, sfânt să fie poporul său, dragii mei. Asta înseamnă o trăire reală, autentică cu Dumnezeu. Lot era confuz despre procesul acesta. Cu toate că i s-a spus, cu toate că a luat-o de bună, el nu credea. Dacă ar fi înțeles realitatea, ar fi luat-o în serios. Ascultați-mă bine. Ne întoarcem la versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma. Seara Dacă citiți mai departe pasajul Toate aceste evenimente Se întâmplă în timpul nopții Dimineața când răsărea soarele A început Dumnezeu să ploaie din cer Foc și pucioasă Și a nimici cetatea Vă dați seama că era vorba de ore Nu era vorba de minute, de luni și de zile De ani, de zile Era vorba de ore Dacă nu ieșea la timp Îl omora Dumnezeu și pe el Nu conta Și n-a luat-o în serios A stat liniștit mai este timp. Bă, fraților, vine Domnul Hristos, se întoarce Domnul după noi, vine Domnul, e aproape venirea sa, e chemare la pocăință, vorbește Duhul Sfânt. Da, și și noi stăm liniștiți, ca și cum mai avem încă multă vreme să trăim. Nimeni nu are garanția zilei de mâine, dragii mei. De câte ori nu s-a întâmplat, se pune în pat și nu se mai scoală, că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Și dacă am înțelege realitatea, urgența pocăinței, chemării lui Dumnezeu, o oh, cum am sărit în fața lui să ne pocăim. Dar tărăgănăm, zăbovim, ca și lot, pentru că una spunem și alta practicăm. Îi Sfânt Domnul, dacă ni vorba de o petrecere, îl lăsăm parte cu sfințenia lui, ne petrecem de numai numai, ne pocăim din nou și iar la biserică e Sfânt Domnul. Dragii mei, dacă e Sfânt Dumnezeu, Sfânt să fie poporul său, Doamne ajută la aceasta. 4. Lot acesta era nepăsător față tradițiile primite din familia sa. Dacă Avram a făcut un altar la fiecare stejar la care ajunsese, Lot, după cum se observă cel puțin în Biblie și nu putem intra mai adânc, nu face niciun altar. Ce altar? Că o Sodoma nici măcar nu avea de face cu Dumnezeu. În toate aceste concepte, Lot n-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Măcar că era neprihănit, măcar că iubea pe Dumnezeu, măcar că vorbea bine de Domnul. Omul acesta nu practică de fapt ceea ce știe că trebuie să facă. A uitat acele tabieturi și tradiții, dacă vreți. Și mă întorc. Cum de o odinioară? Când era vorba de stăruință în România, erai primul care mergeai. Când era vorba de nopți de veche, nu, cu, nu cutezai să nu mergi la biserică, erai primul. Când era vorba de o ajutorare, scotei portofelul imediat să ajuți pe cineva. Și acum, tot mai mult, am început să le uităm am devenit avansați, că bătrânii vai de capul lor că nu știu absolut nimic, așa noi știm mai multe ca și ei. Și observați cu câtă știință avem noi, dragii mei. Am pierdut și prezența Domnului, și harul din adunare, și puterea Duhului Sfânt. Și uitați-vă cât de goi suntem. Formă frumoasă înăuntru absolut nimica. Doamne Dumnezeu îmbracă ne cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă că trebuie să nu doar să practicăm, să trăim, să vibreze viața noi, să păstrăm ce am primit ca nimeni să nu ia cu luna. Doamne, ajută la aceasta. Și acum, dragii mei, cum ne pierdem de fapt copiii? Ce se întâmplă? Am, am observat probleme din viața lui Lot, a sale, dar propriu zis acum, care sunt practicile, dinamicile, care ne fac să ne pierdem copiii în Sodoma, în țara în care noi trăim? În primul rând, ne pierdem copiii când începem să glumim cu lucrurile sfinte. Ne spune în versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine ai aici? gineri, fii, fiice, tot ce ai deci în cetate, locul acesta, căci avem să nimicim cetatea aceasta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului. Cuvântul Domnului, de fapt, este cuvântul Iehve, care este numele propriu al lui Dumnezeu. Numele pe care evrei nici măcar n-aveau voie să-l pronunțe. De altfel, în limba ebraică nici măcar nu se poate pronunța. Până în ziua de azi, nimeni nu știe cum să pronunțe acest cuvânt. Este compus din patru consoane, numit tetra tetragrama. Cuvântul acesta nu poate fi exprimat. Era numele propriu al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt, ăla este numele lui Dumnezeu. Și îngerii spun lui Lot, cel ce este cel ce este, cel ce a zis că eu sunt cel ce sunt, Dumnezeul cerului și al pământului va nimici cetatea aceasta. Și acum Lot spune astfel, la 14, ieșiți din locul acesta, căci Domnul folosește numele practic autentic al lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta are să nimicească cetatea. Și ei credeau că glumește pentru că din cauza lui și a stilului său a început să glumească cu lucrurile sfinte. Atât de mult, dragii mei, ne permitem să vorbim despre Dumnezeu în toate formele. Am uitat cât de sfânt este numele lui Dumnezeu. Știți că atunci când masoreții, cei care au transcris Vechiul Testament, scriau, era o practică extrem de riguroasă, fiecare linie era numărată, fiecare coloană era numărată, în final puteți să știți la exactitate fiecare literă, cuvânt care a fost scris, așa știm că Vechiul Testament este scris cu integritate. Când oamenii aceștia transcriau cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori ajungeau la cuvântul Domnul, Adonai, de fapt înseamnă Domnul în limba română care a fost înlocuit numele Domnului, ca nu cumva să jignească pe Dumnezeu pronunțându-i numele său adevărat. Nu își permiteau, se opriau, era nevoie de un ritual de pregătire și apoi scriau mai departe, ca nu cumva scriind numele Domnului să supere pe Dumnezeu. Și uitați-vă la noi. Oh my God! Și câte alte expresii nu folosim noi? Și luăm numele Domnului în deșert și ne batem joc de numele sfânt Nume în fața căruia întreg universul colapsează. Nume în fața căruia toate ființele angelice se închină când aud numele Său. Numele care denotă prezența, puterea, autoritatea, supremația Lui Dumnezeu. Voi chema numele meu peste voi și voi fi prezent în mijlocul vostru. Să puneți numele meu peste copiii lui Israel. Asta înseamnă identitatea Lui Dumnezeu. Și Lot și-a permis să glumească cu numele lui Dumnezeu, să glumească cu lucrurile sfinte. Cum vorbim despre Dumnezeu? Cum vorbim despre Biserică? Cum vorbim despre rugăciune, despre post, despre Duhul Sfânt, despre vorbirea în alte limbi? Care sunt cuvintele care le folosim când vorbim despre lucrurile sfinte? Cum vorbim despre păstori, prezbiteri, diaconi? Cum ne comportăm vis-a-vis -vis de cei chemați în casa lui Dumnezeu? Care sunt cuvintele care folosim despre prorocii casei Domnului? Dragii mei, felul în care vorbim va determina dacă ai noștri copii văd în noi seriozitate, valoare, sau dacă se vor întoarce cu fața de la Dumnezeu. Pentru că, în momentul când glumim cu lucrurile sfinte, se taie orice fel de respect. Când vorbești de ceva sfânt, trebuie reverență, trebuie cuvinte selecte. De aceea, dragii mei, vă spun cu durere: când e vorba despre o slujbă în biserică, nu ne permitem să facem glume. Când botezăm oameni în apă, când avem momente de solene, de căsătorie, binecuvântări de copii, noi nu facem glume. Noi nu facem uh, hazli, lucruri ca să râdem în biserica. Trebuie absolut reverență și atenție. Acolo se invocă în numele Lui Dumnezeu, îi prezent Dumnezeu. Aici nu ne jucăm cu lucruri sfinte. Și ai noștri copii vor învăța când e vorba de Domnul, de casa Lui, de rugăciune, de celelalte sfinte, întotdeauna reverență. Când e vorba de noi, mai glumim, mai râdem, mai toate. Dacă ni vorba de Domnul, toți ne oprim. Joaca se oprește, vorbele se opresc. Aici e vorba de numele lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne reverență în inimile noastre. Pentru că atunci când glumești cu lucrurile sfinte, copiii tăi se vor îndepărta de Dumnezeu. 2. Nu le putem, nu le punem în context tabieturile societății în care noi trăim. Vesetul 31, cea mai mare, fata lui Lot, acum au scăpat, era un țoar. Cea mai mare, a zis cele mai tinere, tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi, și acum observați, după obiceiul tuturor țărilor. Sigur, contextul de căsătorie este pozitiv, e corect, nu e nimic greșit în el, nu e nimic rău în așa ceva. Problema, în schimb, este, dragii mei, că aici se invocă ideea de context al țărilor. Adică, pentru că așa se practică, așa practicăm și noi. Pentru că așa fac unii, exact așa vom face și noi. Lot n-a fost în stare să le explice în lumina realității lui Dumnezeu tabieturile societății în care ei trăiau. Chiar dacă toți practică ceva, nu înseamnă că și noi trebuie să practicăm exact la fel. Dar trebuie explicat motivul. De câte ori ați, păsit aceast... ați primit această întrebare din partea copiilor noastre? Uh, nu facem asta. Why? De ce? De ce? Și el sincer vrea să știe. Dacă tu ca părinte spui că eu o stată și așa facem, tași din gură. Dacă ăsta e răspunsul tău, în momentul acela ți-ai subminat orice autoritate. Pentru că ce înțelege copilul este tu n-ai argument. Tu n-ai motiv. Tu nu vrei tu. Și din cauza aia nu mă pe mine. Dă-mi un argument legitim, biblic, ca să înțeleg de ce. Asta nu înseamnă răzvrătire. Asta înseamnă dorință de înțelegere. Observați când Dumnezeu dă legea să nu faci, explică de ce, ca nu cumva să. întotdeauna Dumnezeu a dat explicații. Nu suntem împotriva explicațiilor și ca și părinți avem responsabilitatea să fim în stare, să răspundem copilor noștri la provocările care îi se întâlnesc. De ce nu avem voie noi ca și pocăiți să facem cu tare lucru? Și aici noi să venim cu răspunsurile potrivite, să venim cu argumente necesare ca să înțelegem. Cineva spunea odată când copilul meu acum mai mare mi-a spus că vrea și el să meargă la cinematograf, ne a spus că nu are voie. M-am dus eu cu el împreună să mă uit la filme la oaltă, ca să putem după aceea discuta ce am văzut noi acolo. Dragii mei, nu cred că e normal ca dacă El vrea să bea, să beau cu El. Dacă vrea să fumeze, să fumeze și eu cu El, ca să vedem ce se întâmplă când fumăm. Noi trebuie să înțelegem că aceste practici sunt imorale, nu sunt curate, nu sunt în voia lui Dumnezeu. De ce? Și aici intrăm în Sfântul Cuvânt. Și explicăm în baza Luminii Sfântului Cuvânt de ce nu este voie. A, ca să poți face așa ceva ca și părinte, ai nevoie de înțelegere biblică. Și aici mă reîntorc. Asta e scopul bisericii. De aceea lecturăm, de aceea învățăm. Am stat doi ani de zile să explicăm cartea 1 Corinteni, verset cu verset, pasaj cu pasaj. Mă întreb, câți am luat notițe, câți am ascultat atenți ca să învățăm și ca mai târziu să putem explica altor persoane? Păi dacă doi ani de zile am explicat și după doi ani de zile n-am înțeles nimic, ori n-am înțeles nimic, ori e bai cu predicatorul, ori ceva nu se întâmplă bine. Dragii mei, e nevoie să fim atenți ca să putem învăța. De aceea venim la adunare și de aceea e necesar ca la adunare să ascultăm atent Sfântul Cuvânt. Nu stăm nici pe telefoane, nici nu stăm la discuții, în reviste, nu discutăm între noi, nu ieșim în hol afară. Stăm atenți să ascultăm al Domnului Cuvânt. Revin să spun și în această seară, cel mai important lucru la biserică, dragii mei, nu este nici momentul în care cântăm, nici măcar când ne rugăm. Cel mai important lucru în biserică este predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Rugăciunea se face acasă, dragii mei. Aici ne rugăm împreună. Rugăciunea autentică, în cămăruță, numai tu cu Dumnezeu. Închinarea adevărată e când îi cânti, tu laudă Domnului. Că e ușor aici când cântă toți, eu o să mă maschez între ei și nu zic nimic. Adevărata laudă și închinare e când tu personal te lauzi pe Dumnezeu. Aici venim să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii spun așa, nu este bine ca noi să lăsăm cuvântul ca să slujim la mese. Când e vorba de cuvânt, întotdeauna cuvântul primează. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, dragii mei. Apoi vin toate celelalte și revin. Avem nevoie de rugăciune în biserică, de cântare în biserică, toate sunt necesare. Dar aici venim cu dorința expre să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. De ce ai venit la biserică în această seară? Ca așa e orarul? ca așa trebuie, ca să nu te sune păstorul că de ce n-ai venit. De ce ai venit la biserică în această seară? Că cântă fanfara. Mă, mie îmi place fanfara. Dacă n-ar fi nicio formație arma fanfara, eu vin la biserică. De ce am venit la biserică în această seară? Vrem să ne vorbească Dumnezeu, dragii mei. Vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să fim modelați, învățați, corectați, echipați spiritual. Doamne, ajută la aceasta! În momentul în care punem preț pe aceste lucruri, avem capacitatea să explicăm copiilor noștri. De bună oară, de ce sunt eu conservator? Vă spun de ce. Am mai spus această explicație tinerilor și o spun și dumneavoastră, dacă mai spus în biserică, mă repet, vă rog să mă iertați. Noi acasă, în zona în care noi trăim undeva în zona Forest Heights, avem o bucată bună de iarbă în fața casei, apoi trotuarul, apoi o bucată mică de iarbă și după vine strada. Eu pe copiii mei nu îi las să se joace pe trotuar. Și cineva va spune, bă, tu ești fanatic, nu e conservator, fanatic e dreptul, îs, îs. Pentru că mi-e frică să fie aproape de stradă. Dar nu sunt stradă, sunt pe trotuar nu sunt de acord pe trotuar. Și vă zic de ce. El se joacă pe trotuar, locul permis, legitim, în care se poate juca. Și cât se joacă acolo, trece o mașină pe stradă. Nu pățește nimica, pentru că are voie să fie acolo. Dar în mintea lui apare o întrebare. Băi, dacă stau aici, o trece mașina, n-am pățit nimic. Înseamnă că nu se în pericol cu mașina. Devine foarte confortabil. Și jucându-se, se învârte un pic și merge un pic mai pe iarbă, înspre șosea acum. Vine iar o mașină și absolut nimica. Devine mai confortabil. Și pas cu pas, într-o zi, se joacă pe bordura de lângă șosea și iarbă. Și trece o mașină și nu pățește absolut nimica. Și el spune, vezi că nu pățesc nimic? Ca într-o zi de neatenție, se împiedică, cade în stradă și lovește o mașină. Și atunci eu zic așa, ca să-l țin în siguranță, cu atât mai aproape de casă, cu atât mai bine. Că atunci are o marjă mare până ajunge la stradă. de mai bine lângă casă, lângă stradă. Și apar fel de fel de întrebări. Care-i problema că ne îmbrăcăm cu pantaloni sau cu hainele cu tare sau dacă punem cercei sau ne punem ojă? Sau ne punem... Care-i problema cu lucrurile astea? Hai să vă spun. Păcatul este curvie. De acord cu mine? Ăsta e păcat. Negru pe alb din cines Apocalipsa îi păcat. Doamne ferește de el. Ăsta e păcatul. Dar ca să ajungi la păcat, este un proces, dragii mei. Nimeni nu cade peste noapte în păcat. În păcat se cade treptat de-a lungul timpului, când tot mai confortabil devii cu zona păcatului. Și începe prin gândurile care le ai. Și începi să ai fantezii noaptea și ziua mergând pe stradă. Și nu stai dai seama că e rău. Și când realizezi că e rău, te acomodezi cu ideea. N-ai curvit, dar te-ai gândit. Apoi faci un pas mai departe. Începi să filtrezi, să vorbești cu glume proaste. Ai cuvinte nepotrivite. Curvit, dar ai început să vii mai aproape de sfera aceea. Îți permiți atingeri imorale și pui mâna pe cineva și îmbrățișești pe cineva și n-ai curvit, dar te-ai apropiat mai aproape. Până într-o zi, când ai călcat peste prag și ai căzut în păcat. Și din cauza aceea noi spunem, Hai mai aproape de casă. Hai mai bine mai conservator, mai bine mai îmbrobodiți, mai bine mai îmbrăcați, mai bine mai atenți, mai bine fără acestea, ca să rămânem pe cale lui Dumnezeu, Doamne, ajută. Că nu-i păcat că ai făcut una sau nu-i păcat că ai mâncat, că ai băut o cafea, nu-i păcat aia. Păcatul este că tot mai aproape mergi către păcat și într-o zi ți-ai pierdut calea, după aceea e prea târziu să spui îmi pare rău îi pare rău și mie. Domnul cu mina și cu harul, Dar de ce să ajungem acolo? Hai să stăm în pocăință, dragii mei. Asta înseamnă stați aproape cât mai de casă. Asta înseamnă că dacă nu știm să explicăm de ce tabieturile vreme acestea sunt rele, îi problemă. Nu e un păcat că se joacă tineri un sport, nu e un păcat. În vremea de azi, realizând câte prostii sunt pe internet, mai bine afară toată ziua cu minge decât în casă la internet. Dar, dragii mei, dacă îl bagi în competiții, dacă îl duci cu mâna ta să meargă la sport în fiecare săptămână, dacă tai din biserică ca să meargă la sport, ascultă-mă, îl duci pe o pantă în care faci un idol din acest copil și el face un idol din alte lucruri. Și nu-ți dai seama că într-o zi s-a depărtat de Dumnezeu, treptat pas cu pas, uitând ceea ce vrea Domnul. De aceea e important să putem explica biblic de ce anumite lucruri sunt voie și nu sunt voie, Doamne, la aceasta. Și în ultimul rând, dragii mei, dovedim mai mult interes pentru lume și plăceri decât dovedim pentru Dumnezeu. Spune în versetul 16, și fiindcă Lot zăbovia, bărbații cei l-au apucat de mână pe el, pe nevasta, pe cele două fetele lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos afară, l-au lăsat afară din cetate. Și acum auziți, după ce l-au scos afară, unul din ei i-a spus, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Acum ascultați, scapă la munte, ca să nu pierzi. Știți cine era la Munte? Avram. Că de la aceea înălțime, de unde era Avram, din Canaan, el privește în jos, înspre câmpia Sodomei și coboară toată acea depresie până jos. Și zic Îngerii, măi omule, la Munte înapoi, acolo-ți salvarea. Și o zice, spune Lot. O, nu, Doamne! Iată că am căpătat trecere înaintea Ta. Tu ai arătat mare îndurare față de mine, păstrând mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul. Voi pieri. Iată cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este așa de mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică să scap cu viață. Și observați, și eu zis, iată că îți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fuge în ea, căci nu pot face nimic până vei ajunge acolo. Pentru aceea să pus cetății acele numele Țoar. Era un pic mai jos de Sodoma. Și în loc să meargă spre munte, să distanțeze de Sodoma, el vrea să rămână în vecinătate cu Sodoma, că e prea bine acolo, îi merge prea bine, lucrurile sunt prea faine. De ce să tai din ele? Și observați, dragii mei, că am început și noi să practicăm, să facem și să lăsăm lucrurile sfinte pentru lucruri care nu fac sens. Pentru jucăriile mele am câți bani nevoie. Dacă e nevoie să dau o mie, două mii, zece mii, mă împrumut și dau. Dacă e vorba de un sărac, când e vorba de biserică, găsesc o mie un argumente. A, pe cine știe, ăia sunt lene și puturoși, biserica cine știe face cu banii mei, găsesc fel de argumente. Când e vorba de mine, nu contează. Orice jucărie vreau, mi-o cumpăr. Priviți la noi, dragii mei, măcar cineva avea așa maturitate să spună sincer. Frate Andrei, îți spun sincer. Dacă mă pui să stau la rugăciune în genunchi, mă doare spatele, mă dor genunchii. Dacă mă duc în mijlocul lacului și stau iar în afară, în rece, stau șase ore și n-am nimica. Eu mie mi rușine, zicea el. Mi mie, dar așa e situația. Uitați-vă la noi, când e vorba de plăcerile noastre, oricât e nevoie, obosim, nu orice din nevoie facem. Când e vorba de Dumnezeu, ni greu. Să vii la biserică și duminică seară, după ce a fost duminică dimineață, va un efort colosal. Dau benzină, puteam să dau banii la săraci, ca așa facem și noi, dragii mei. Și observați cum am ajuns să luăm lucrurile sfinte, să le punem deoparte. Când e vorba de intermittent fasting, mă, toți acum cu intermittent fasting, vor să slăbească, supli cu mușcu de toate, beau și verdețul și frunze și ce e nevoie, postul asta ca să nu, nu te îngrași. Dacă ținem post pentru biserică, frate, mă doare capul, mă doare stomacul, nu-s bine. Bă, dacă e vorba de mușchi tăi, poți să postești cât e nevoie. Când e vorba de Dumnezeu, ne doare toate. Dragii mei, asta înseamnă că am dovedit că mai bune sunt plăcerile noastre decât dorințele lui Dumnezeu. Și prin asta începem să ne pierdem copiii. Încep să realizeze și ei că nu chiar contează biserica. Fii sincer cu voi înșivă și cu mine însumi, însumi, dragii mei. Dacă ar fi campionatul mondial de fotbal și dă meci undeva la două noaptea, cred că sunt unii care se scoală la două noaptea când e nevoie. Se scoală la două noapte, se îmbracă frumos, bagă popcorn sau la meci. Dacă ar fi să stăm în adunare, după 12, la o noapte de veche, păi de mine, frate, dar tu nu știi că e limită, o trecut programul, hai să plecăm acasă. Vedeți unde am ajuns, dragii mei, pentru că mai mult punem pres pe plăcerea acestui trup decât punem pe sfințenia lui Dumnezeu. Și prin aceasta copiii noștri înțeleg că nu sunt importante lucrurile sfinte. Priviți în încheiere, fetele lui Lot îi dau să bea vin, să l îmbete, ca să-și ducă planul lor îndeplinire. Și Lot, în loc să spună, nu-i bine, că strămoșul nostru Noe o băut vin și toată țara Canaanului e blestemată din cauza lui. De aceea toți oamenii au să fie nenorociți din cauza că noi au făcut o prostie. Acum Lot face exact același lucru. Dragii mei, îmi doresc din toată inima să ne pocăim în această seară. Să ne apropiem de Dumnezeu, să ne evaluăm viața ca și părinți, ca și frați, ca și surori, să vedem unde suntem, ca nu cumva într-o să spunem, copiii mei sunt din cauza. Și începem, din cauza ta, din cauza bisericii, din cauza fanfarei, a orchestrei, a becului din biserică. Câte, câte argumente avem? Fără să privim și la faptul că poate și noi am încălcat regulile lui Dumnezeu, revin încă o dată, s-ar putea să fi postit, să te fi rugat, să fi fost un om sfânt și copilul tău să nu calce pe urmele tale. Copiii lui Samuel, marli proroc Samuel, n-au călcat pe urmele lui. E o taină atât de greu de explicat asta încât nu știu dacă putem să explicăm noi. Dar cert este lucrul acesta, în ce sunt eu responsabil să-mi fac datoria, să fiu pocăit, să fiu cu minte, să-mi învăț familia și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.